Informația de ultimă oră, toate școlile din Brăila vor fi închise mâine din cauza viscolului extrem de puternic. Vă reamintesc, Brăila rămâne până la ora 16 sub cod roșu de vreme severă. De asemenea, acolo toate drumurile naționale au fost închise. Gabi Vlad în acest moment în direct cu noi. Gabi, te ascultăm. Bine te-am regăsit. Consiliile județene pentru situații de urgență și de la Galați și de la Brăila sunt activate. Toți cei care aparțin acestor grupuri sunt acum în sălile de consiliu. Ultima decizie luată de aici, de la Brăila, momentan, în urmă cu 5 minute, s-a luat decizia de a se anula cursurile în toate unitățile de învățământ din județ, inclusiv din municipiu. Evident, motivația e că nu s-ar mai putea în aceste condiții ca microbuzele școlare, ca cei mici care fac naveta, chiar dacă nu sunt mai mici, sunt la liceu, cadrele didactice și, după cum se vede, timpul nu are de gând să se amelioreze, motiv pentru care, repet, mâine e bine să afle pentru ca părinții cu cei mici să nu se aventureze pe drum. Deci mâine toate școlile sunt închise din județ. E posibil ca și Galațiu să ia aceeași decizie, dar așteptăm și vom interveni de câte ori nevoie. Da, Gabi, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii. Așadar, toate școlile din Brăila închise, o decizie similară ar putea fi luată și de Galați. Atât Brăila cât și Galați, Tulcea și Constanța se află sub cod roșu de viscol extrem de puternic și vizibilitate redusă spre zero. Sunt doar câteva dintre imaginile pe care le vedeți în acest moment pe ecran cu ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în acest moment pe partea de sud-est a teritoriului.